5, împă 3, nu, 32 ori 5. Și ne va da un număr și acel îl împărțim la 4. Și va fi la împătrit. Am înțeles, dacă n-am înțeles. Care este împătritul? Ce înseamnă împătritul? Dă-mi exemplu din împătritul. 4 împărțit la... Nu. 5... Nu. 5, nu. 24 împărțit deci, la 4. Deci împătritul unui număr. Ce înseamnă împătritul? Împătritul. Împărțit. Împătritul? Da. Nu mulțit. Dar dublatul. Dublatul unui număr. Ori 2. Și împătritul lui. Împărțit la 2. Întreitul. Deci ori 3. Împătritul așa. Unui număr. Întreitul unui număr. Adică... De 3 ori 3. De 3 ori el, 3 da. Ori. Și împătritul lui de 4 ori, adică. Așa înțeleg eu, da? Deci împătritul unui număr. Împătritul lui. Ori 4. Nu știu de număr. Împătrit. Dublu, împătritului, triplului, când zic triplului. Da, sau întreitul. Sau întreitul înseamnă de 3 ori el. Împătritul de 4 ori el. Încincitul, dacă vrei, de 5 ori el. Cincine. Deci, acolo spune așa, împătritul unui număr, așa mi-a zis, da? Împătritul unui număr, adică, nu știu, X. De 4 ori X-ul. Împătritul unui număr. Împătritul unui număr și fiindcă cincimea lui este 32. Deci cu cine este egal împătritul unui număr? Știi? Cu cine este egal? Da. Știind că cincimea lui este 32. Cincimea lui X ăsta, că nu știu ce înseamnă cincimea lui. Pătrimea? Împătritul am văzut ce înseamnă, dar cincimea lui, pătrimea lui, ce înseamnă pătrimea unui număr? O pătrime. O pătrime. Împărțit la 4. Așa. Și acum cincimea? Împărțit la 5. Adică așa asta ne spune autorul. Adică ne spune că X-ul împărțit la 5 este 32. Cine este X-ul de aici? Cine X este de lină, 32 ori 5. Corect. 32 ori 5 și face... 5 ori 2, 0, 1 reține. 5 ori 3, 15 și cum? 16. 160. Și dacă îl știu pe X, am 4. Mulțim cu 4. Deci de aici înseamnă că 4 ori X egal cu 4 ori 160 și ne dă, cred că obținem cât? 4. Da? Da. 4 ori X. Da. Egal cu 4 ori 0, 0. 4 ori 6 este egal cu 24. 4 și 2 reținem, 4, 1, 4 și cu 2, 6. 640. Da? 640. Deci, iată că am aflat împătritul unui număr. Ce ți-a plăcut ție aici? Care a fost filozofia ieșită ăsta? Care a fost subtilitatea? De ce? Împătritul. Asta. Cincimea. Asta e. Am descoperit ce înseamnă împătritul unui număr, ce înseamnă cincimea unui număr. Iată lucruri spectaculoase, senzaționale, senzaționale. Trebuie să spunem cu toată convingerea că am făcut niște exerciții foarte frumoase și eu îți propun să mai facem încă unul, că tot ne-am dat drumul. Știi, nu-mi vine să plec, crede-mă, dacă... Oricum și-o propus până așa. La 7 ani. Nu, da? La 6, că 7 ani. E o compunere. Așa. O compunere asemănă. Și noi câte am făcut? 3, 4? 5. 5? Și el până aici. O compunere, care face pe toate. Da, 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 nu mai făcut o compunere, o problemă. Păi identică. Păi da, 6. Da, okay. Da. Diferența numerelor 4001 și 3955 reprezintă costul a două stilouri. Câți lei vor costa? 6 stilouri. Dar 10 stilouri.
Păi același stilou? Da, de aceeași categorie, de același tip. Da, pe aceea facem așa. Scădem 4.000, minus 3.000, minus 3.000. Da, dar n-am înțeles problema, crede-mă. La mine ajunge mult mai greu informația. Nu știu, apar n-am. Te rog. Diferența numele la 4.001 și 3.955. Deci o facem, da? Diferența, da? 4.000, ai zis? 1. Minus 3.955 este egal cu 1 minus 5 spate ne împrumutăm. 10 minus 5, 5 cu 4. 5 cu 1, 6. 6. 1 minus 5 este egal cu 4. 1 minus 9, 0. 3 minus 0, 3. Așa. Deci cât? 46. 46 este diferența. Și ca să aflăm un stilou, facem 46 împărțit la 2. Deoarece două stilouri costă 46 de lei. Deci diferența aceasta. Am înțeles. Diferența asta reprezintă costul a două stilouri. Deci 46 împărțit la 2. Și facem? 3. Da. 3. Eu am făcut 6 împărțit la 2 egal cu 3, 2 împărțit la 4. Nu, 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 de la coadă. Că dacă nu se poate, mai târziu. Deci, fii atent, din partea asta. 4 împărțit la 2 face de 2 ori. 6 împărțit la 2. 3. 23 lei un stilou. Pe noi întreabă cât costă 6 stilouri. 23 ori 6. Deci 23 ori 6. 23 ori 6 este egal cu 3 ori 6 este egal cu 18. Nu. 18. Da. 6 ori 1 este egal cu 2. 6 ori 2 este egal cu 12 și cu 1 13. Da. Și am aflat costul de 6 stilouri. Deci atâta vor costa 6 stilouri. 6 stilouri. Nu uite, n-am problemă. Zii tu ce mai stilouri. Dar 10 stilouri. Oh, deci cea mai faină emoție asta, mi-e îmi place. 23 împărțit la ori 4. De ce ori 4? Pentru că știm deja 6. Și mai avem nevoie de 4 stilouri. Și 10 deodată când ți-e greu să faci? Nu, bani. 230. Păi mai înțeleg. Deci 23 ori 10. Egal cu 230. Da? 230 lei 10 stilouri. Bun, șasa. Dar două stilouri și jumătate. Nu. 23,50 de bani. Păi 23, 2 stilouri și jumătate. 23 în stilou. Jumătate? Cât e 23? Dar nu o să poți să sari la mine și spui așa. Cum să fie 2 stilouri jumătate? Dar jumătate de stilou la care vă referiți? La peniță? La capac? La capac? Deci, vedeți, sunt probleme la care nu are rost să vorbim de jumătăți. Exact. Deci dacă ești în contextul unei probleme, care formează legătură cu ce se poate întâmpla. Ca și cum ar spune doi oameni și jumătate. Doi oameni și jumătate. Dar cum ce înseamnă asta? Deci nu se poate formula o astfel de problemă. În concluzie, da? Deci un număr întreg de stilouri ne interesează. Știi cât costă un singur stilou? Domnul profesor, da. Puteți să faceți 5 oricât să dea 11. 5 oricât să dea? 11. 11. Hai că aici mai pot băgat în încurcător. 5 ori cât să dea 11? Da. Băi, înlocuiți 5 cu 5,5. Să vă ia vă da 5,5 ori 2. Vă da 10 și 5 plus 5 egal cu 10 și vă da 11. Dacă și mai amețit de tot, nu știu ce să spun. Deci tu m-ai întrebat așa, 5,5. Nu, 5 ori cine, ori x. Nu știu. Se facă egal cu 11. Asta e suplimentare, nu? Da. Pentru excelent. Nu am găsit despre carte. Nu, păi am înțeles că e suplimentare. Ți-am ție să mă întrebi acum. Și X-ul ăsta cu 5 să-l pun eu. Tu cât ai zis să fie X-ul ăsta? Nu. Dacă vă prindeați, putea să ceteți așa. 5,5.
X o să fie 5,5? Nu, X o să fie 2. Și 2. Să schimbați 5-ul în 5,5. Păi, nu, tu m-ai întrebat X-ul acum, lasă-mă, mă duce pe... Cum să mă duci în bălării? Lasă-mă să văd, cât este X-ul în condițiile astea? 2? 2 și cât, mă? 5 ori 2 fac 10. 2,5. Nu cred. 5 ori 5? 25 face 2. Nu, 2, cam mult. 2, 2, 2, 2, hai. Hai că-i zbus ai de ori. 2. 2,2, mă. Că 2,2 vine. 2 ori 2 aici face 10. 1 ori 0 și 1 ori 2 dincolo. Și 2 ori 2, 10 și 1 acela fac 11. Și gata. Deci 20 de bani sunt aici. 20 de bani, de 5 ori fac 1 leu. Și cei 5 ori 2 fac iarăși 1 leu și cu 10, fac 10 lei și cu... 1 leu? Da. Deci la răspuns, la întrebarea ta, X egal cu 2,2. Pentru că 2,2, da, ori 5, da, ca probă, 2,2 ori 5 este egal cu 5 ori 2 fac 10, 0. Juntând condiții 5 ori 2, 10 cu 1, 11. Și fiindcă am o singură decimală, aici ar trebui, dispare și fără ce 11. Da? Asta. O să învățăm mai târziu. Dacă vreți să faceți, dacă spuneam să modificați cum vreți voi, dumneavoastră, și schimbați 5 cu X, că vă dați seama, și puteți să schimbi. Dacă eu am făcut așa cât de atât mă gândeam, cum să fac 5 ori 2, să dea 11. Vreau am gândit 5,5 plus 5,5 dau 11. Vezi, numai 2 de 5,5 exact. Fac 11. Da. Da, de 5 ori, cât de 5,5 făcea foarte mult. În concluzie, acolo 2 ori. 2 ori cât se facă 11? X-ul este 5,5. Da. 2 ori cât se facă 11? Următoarea întrebare, că nu mă ții de vorba aici, că tot norma trebuie să o fac. Tu mi-ai spus că ai până acolo de ajuns. Așa fac. Mai ai una? Nu. A, e de compus, ai zis. Da. Aveam 6. Atât. Și ce ai făcut? A, compune o problemă asemănătoare cu problema anterioară. Oh. Cu care? Cu aceasta, cu două diferența. Care ați făcut acum diferența, nu mă reprezintă costul 200 lei. Dacă vreți, vă spun eu încă. Ia, părinte, mă pune tu. Păi am făcut 4.000 minus 3.955, ne-a dat 46. Și cel 46 l-am părțit la 2, deoarece sunt 200 lei. Și ne-a dat 20. Deci după modelul ăsta, se compune noi o problemă. Putem să spunem că diferența poate să fie prețul a 300 lei. Sigur că da. Sigur. Nu, 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 modificăm. Ba da, zici. Al treilea și ne dă un număr par, nu putem să facem. Păi dar nu dăm alte numere. Păi cum vrei? La scădere. Asemănătoare. La scădere să ne dea ceva ca să facă la 3. A, ia să vedem dacă cealaltă. Așa, cum o fi? Deci cu alte cuvinte, autorul întreabă, știi tu cum am făcut eu problema? Am avut eu grijă ca la scădere să-mi dea ceva care să împartă la 2. Dacă dădea 27, la 2. La cât trebuia să împartă? La 3. Așa? Uite, așa este pe 27. La 4, la 5, la cât trebuie? Nu are importanță. Deci de aici trebuie plecat. Ca la scădere să ne dea un număr care să împarte exact la câte stilouri avem noi. Și la 27. Dacă este 50 sau 25. Da, deci gândește-te la câte stilouri. Hai să facem invers. Câte stilouri? Mergem cu 7 stilouri. Bun, am înțeles. Cât se costă un stilou? Așa, practic, cât îi costă un stilou? 23 de lei. Da. 24. Ceva 7 de 40. 7. Un stilou că 7 lei. 7 lei? Nu, prea. Hai să mergem pe chestia practică, da. Concret. 23. 13. 13 lei, nu? Deci, mai ieftin, profesor. Mă stilu, 13 lei ori 7, nu? Că da, noi vrem da, să aflăm pe cea pe care să-l împărțim la 7 stilouă, da? Da. De ce zicem 13 ori 7? Și cât face 13 ori 7? 7 ori 3 este egal cu 21, 1 și 2 reține, 7 ori 1, 7 și cu 2, 9. 91 trebuie să dea la scădere. Acum gândește tu la două numere pe care să le scazi și să dea 91. 100...
109 minus 200 minus 109. 200 minus 109. Da, diferența între 200 minus 109 este egal cu prețul a 7 stilouri. Deci diferența dintre 200 și 109 este egal cu prețul a 7 stilouri. De a, cât costă 5 stilouri? 5 stilouri. Oh, dar fi da? Super ușor. Da? Deci diferența lor este 91, cum ai spus tu. Și prețul la 7 stilouri? Prețul a 7 stilouri. După aia împărțim... Așa, dacă 7 stilouri costă la un singur stilou, un stilou... Egal cu 91, un prețul. Prețul. La un stilou. Egal cu 91 împărțit la 7 și face cât? Cât am spus? Sigur face 13. Probabil asta. Egal cu 13? Lei. Cât costă 5 stilouri? Cât costă 5? Egal cu 1 stilou este 13. Ca să nu mai calculăm 13 plus 13 plus 13. Facem așa. 26 pentru suma 2. Da, de ce? Minus 91 și facem rezultat. Din 91 scade el. Dar tu nu puteai să faci egal cu 5. Ori cât costă 5? Ori 13. Păi, de ce să muncim? De aia am făcut apa mulțire. Să scazi din nu știu ce. 5 ori 3, 5 ori 13. 5 ori reținem 5 ori. 5 ori 5 cu 1 și 6. Sigur că asta a fost o metodă. O altă aici este aceea, că din 91 ai spus tu... S-au văzut că sunt 21 minus 26, nu? Că 21 minus 96 trebuie să facă 65. Este adevărat? Da. Este adevărat. Și cât costă 2 stilouri? Și cât costă 2 stilouri? Da. Trebuie să 26 de lei. Sigur că da. 26 de lei. E foarte rapid. În concluzie... Știi, dacă spuneam, uite, poți să dai așa o problemă. 7 stilouri costă, nu, 5 stilouri costă 65, 2 stilouri costă 26. Află tu cât costă un singur stilou. Aha, ajungeți cu stilouri. Cât costă un stilou? Da. Dar 10 stilouri. Deci, 5 stilouri. Costă, cât am zis costă? 65 lei. 7 stilouri. Nu, 2. 2 stilouri. 2 stilouri. Costă? 26. 26 lei. Cât costă un singur stilou? Aici nu pot să fie super ușor problemă. Cum? Ia să vedem. 26 împărțit la 2. Sigur că da. Foarte tare. Dar 10 stilouri. Nu. Trebuia să vedem următorul lucru. Eu am vrut să fac altceva aici. Să scădeți, da. Să vedeam 3 stilouri. Da. Da. Altceva. Deci cineva dacă nu se prindea cât, de șmichel. Cât costă? 3 stilouri. 3 stilouri. Nu, 4. Nu, că ar fi prea ușor. Nu, nu-i formularea cum trebuie. Altceva trebuie. Mă gândeam eu în altceva, dar uite că... Mai facem. Știți că făceați înainte cu relații. Am amintit acum cum am făcut eu odată la Olimpiadă un subiect foarte bârligat, așa, și foarte ciudat, foarte... Ați dormit bine, ați visat bine. Da. Și am luat fază județeană. Și el era, într-adevăr, deosebit de interesant. Sigur că se putea ascunde și o șmecherie dacă elevul o putea vedea. Și sigur, v-am văzut o chestiune atât de fin rapidă, aceea la care eu aproape nu mă gândiseră, și au făcut-o în doi timp. Ea ascundea o idee foarte valoroasă a celor care căutau un drum bătătorit, credeam eu. Dar el a observat cum s-a întâmplat la suma aceea de cu scăderea și a dat răspunsul foarte rapid. Deci se întâmplă și această formă de inventivitate la copii
care depășește cu mult pe profesor și pe propunător. Vă spuneam că mi s-a întâmplat așa, când eleva aceea a dat o soluție în clasa 10-a, care, pe care nu prinseseră în barem, deși rezolvitor, propunătorul subiectului, profesorul propunător, dă și rezolvarea, soluția. Ca îndată corectorii să aibă o variantă de rezolvare, că ei s-ar putea să fie prinși în situația de a nu avea posibilitatea să, să corecteze, nu știi să pronunți. Când se întâmplă ca un elev să vii cu o idee, alta decât autorului, și același rezultat, și neapărat același rezultat, aceeași, autorul se întâmplă, corectorul este în aer. Nu știi ce să facă. Nu știi ce să facă. Cel mai des, nu-i dă nimic. Zice, o bătucam cât ești cu asta. Așa mi s-a întâmplat cu eleva mea, Petronela. Te s-a luat Petronela, dacă vedea filmul ăsta. Și ea l-a făcut să te notă maximă. Și a fost notată cu 1. La subiectul respectiv. Dar subiectul respectiv. Se dea învăție la 1 la 7. Și în loc să-i dea maxim 7, i-a dat 1. I-a luat 7, dar era locul de pițare. I-a dat 1 și a ascuns. La contestație, în sfârșit, îi dă 6. Că el poate să spună profesorul că poate să ia un punct. Și i-a luat un punct ca să nu ia locul de pițare și a luat locul 2. Da, bătălii de asta așa, de, de prost gust. Așa că se întâmplă, cum să spun, tot felul de nedreptăți care se produc în viața asta a elevului și a, în general în viață, dar trebuie să ne mobilizăm, spune, mergem mai departe. Nu trebuie să să zic, blocăm chestia asta. Ce să spunem? Că am făcut niște subiecte foarte frumoase. Îți mulțumesc pentru inițiativa aceasta și facem și altă dată, tot așa, tot așa. Mergem mai departe. Corect. Să vedem ce subiecte sunt, care sunt de tip olimpiadă, ce înseamnă de concursuri. Înseamnă că avem șansa de a gândi un pic mai sus. Da? Și dacă ai și ce la clasă câte ceva de întrebat, cu mult drag. Ce să spun aici? Ne pregătim pentru concursuri. Subiecte mai interesante. La revedere, dragi. La revedere. Să nu uitați de like și să vă abonați la Prof. Online. La revedere. La revedere.